Tragedie pe o șosea din județul Suceava. Doi tineri au murit după ce motocicleta lor a intrat pe contrasens și a ajuns într-o lizieră de pădure. Martorii spun că motocicleta avea viteză foarte mare. La o curbă, adolescentul de 16 ani care conducea vehiculul a pierdut controlul asupra direcției de mers. Motocicleta a zburat pur și simplu peste un gard, apoi s-a oprit într-un copac. Impactul a fost atât de puternic încât adolescentul a murit pe loc. Cadavrul pasagerului din spate, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit în liziera de pădure. Tata, un viitor. Da. Și când ați ieșit afară, era mort? Da, erau amândoi morți. Era unul salcâm acolo, ea, și unul sub gardă. Martorii la teribilul accident au fost mai mulți turiști care erau opriți cu un autocar pe marginea drumului. O trecut pe lizieră, sări două șanțuri și motocicleta e în grădină aici. Zbura peste gardul dumneavoastră. Zbura, păi da. S-a oprit în copac, sus, și-a căzut jos. S-a mânat tare motocicleta și-a luat de-a dreptul. Zburat cu asta, cu motocicleta. Oamenii au sunat imediat după ajutor, dar medicii ajunși la fața locului nu au reușit să-i salveze pe cei doi tineri. Primele date ale anchetei arată că minorul care conducea motocicleta avea la activ două dosare penale pentru conducere fără permis.